Iartă-mă că mă pornesc acum. Eu o au. Ateron, aeroplanii, nu pista atâta șpirătită. S-a întors Irina Rimes. Mă relagitam sot. A ta tintea din tot. Pute-te-și că-nscărnănții. Date-te-a zuărul purpii. Dar cântă în română? Albaneză. Albaneză. Tatu și Horia cu Teo Roză. Și-ți mai toți? S-au întors toți? Ai întors 4 scaune! Bătălie! Wow! Cum te cheamă? Bună seara! Bună seara! Mă numesc Arina Bădulescu, sunt din Moldova, locuiesc în Chișinău, dar sunt din orășelul Ștefan Vodă, de la Sud. Bine ai venit la Vocea României, Arina! Mersi! Wow! Asta e piesă de la Eurovision, din anul ăsta sau precedent? Nu mai țin minte ce țară, dar genială piesă. Albania. Foarte frumoasă piesă. Felicitări pentru alegere! Mulțumesc mult! Bravo, bravo, excelentă! Bă, dar ce interpretare! Arina, te vreau în echipa mea foarte tare. Da, foarte tare. Spune-mi ce trebuie să fac ca să te conving să vii la mine în echipă. O plăcintă cu mere. Nu cred eu că Arina se lasă. O ciorbă. Fac un borș roșu, cel mai bun borș roșu pe care l-ai moldovenesc? Da. Cel mai bun, cu fasole și cu curechi. Și eu îți dau cușma lui Guguță. Altfel. Da, dar tot la mine o să fii mai gustoasă cu cușma lui Guguță. Adică iartă-mă, dar la chestia asta n-ai cum să mă bați. Adevărat. Arina, eu n-am înțeles bine ce ai cântat, dar nici nu m-a interesat. Muzica mișto este o stare pe care tu ai reușit să o redai în seara asta, fără ca noi să înțelegem o iotă din ce ai spus. Nu știu despre ce e piesa. Piesa e despre suferință, despre durere. M-am prins, da, m-am prins. Refrenul este... Ți-a ieșit foarte bine. Refrenul sună, ca traducere, că nu mi-a rămas nimic decât să plâng. M-aș bucura foarte tare să te am la mine în echipă. Cred că ești o voce foarte valoroasă. Cred că știi să pun în valoare vocea ta. Și pe alte stări, nu numai pe suferință. Mulțumesc mult! Mulțumesc! Atunci când te ascultam cântând, te-am simțit ca fiind deja parte din echipă. Sigur că dintre noi Irina și-a exprimat cel mai mult suferința, dar spun, trebuie să mă vezi pe mine când sufăr. Am un talent, deci n-ai văzut așa ceva. Am mai spus asta în fața unui concurent. Cred că e important ca noi să reușim să ne oglindim în cei care sunt în fața noastră pe scenă. Eu am zis asta. Nu, am zis-o eu. Sau ai fi zis-o și tu, de ce? De ce? Că eu mă identific cu ce spui tu de foarte multe ori. Nu, n-ai zis tu, n-ai zis. E greu să înțelegi adevărul. O să explic, eu nu țin mai... O să spun ce știe Horia să facă cel mai bine din punctul meu de vedere și ce a reușit să facă cu mine. Noi nu suntem întâmplători aici pe acest scaun. Dintre oamenii pe care am avut ocazia să-i cunosc în industria asta mare, el a știut să scoată de la mine niște lucruri extraordinare. Genul tău de a cânta, cred că poate fi foarte frumos pus în evidență de către Horia. Te invităm în echipa noastră și mi-ar plăcea chiar să ții cont de ce am spus. Mulțumesc mult! Apreciez! Te pupă, mama! Tudor? Tudor? Eu sunt? Eu n-am să vorbesc despre mine. Eu am să vreau să mă pliez pe ce ai făcut în seara asta și să-ți ofer două imagini. După ce se terminau spectacolele, în culisele Teatrului de Comedie era o pianină pe care o împingeam în scenă. Îi rugam pe mașiniști să nu strângă decorul pentru a doua zi și când pleca lumea din sală și ultima cabinieră, rămânea așa o energie foarte ciudată. Ți-aș dori să poți să rămâi într-o sală de teatru după ce pleacă toată lumea. E ceva foarte interesant. Rămâne ceva acolo. O lumină de serviciu aprinsă, niște haine aruncate. Cam așa a fost piesa ta. A târât tot timpul după ea o haină pe care proprietarul nu mai dă 2 bani și o târăște și merge pe stradă. Dacă aș mai putea crea imaginile astea cu tine odată, am fi câștigați amândoi. Dar pentru asta ar trebui să-mi dai o șansă. Mulțumesc mult! Arina! Eu știu că locul tău e lângă mine. Eu pur și simplu știu asta și când știi, n-ai cum, pur și simplu n-ai cum să cauți argumente. Eu știu asta. Simt, așa simt eu. Și până acum, muzica mea a fost simțirea mea. Și simt că tu faci același lucru. Și eu simt că locul tău e lângă mine. Mulțumesc! Niciodată nu am crezut că o să am șansa să iau o decizie dintre 4-5 oameni frumoși, talentați. E o alegere foarte grea pentru mine. Dar va trebui să o iei? Nu vreau să supăr pe nimeni. Vreau să merg cu Irina. Irina a simțit bine. Ciorba moldovenească, v-am spus, mă. N-are treabă ciorba aici, nu are. Am spus că e vorba de culinară. Mulțumesc. Ești minunată. Eu am convins-o pentru că eu i-am spus adevărul. Eu în momentul ăsta simt. Știi că într-o relație toxică, când iubitul îți zice: de ce ai făcut asta? Sau de ce faci asta? Și tu zici: bă, nu știu să zic exact, dar așa simt. Este cel mai sincer răspuns. Iată! Iată! Când o să înceapă să-și povestească suferințele, toți bărbații care n-au știut să fie bărbați, lacrimi și suspine, o să fie... Și ce piesă alege? Mamă, știi, îți dai seama că au o bibliotecă de piese, fiecare cu piese triste? Îți dai seama? Când o să aleagă piesele, ce ai făcut? Dar dacă vreodată vrea să se înveselească, o invităm la noi! Veselie mare! Așa! Veselie mare! Hihi! Rimes, ce șmecheră te-ai făcut? Extraordinar ești! Par și vă și șmecheră! Nu te știam așa, fetițo! Tu spui așa ca să mă moi? Nu, ți-o spun ca să... Să te îndoi! Te îndoi! Nu mă îndoi, te rog frumos, că mi-a luat foarte mult timp să mă îndrept. Băi, frate! 3 sezoane! Ce șmecheră s-a făcut, mă!